găsit, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. E bine, s-ar putea să fie o ediție eveniment în seara asta la România TV, pentru că imediat o să vă arăt imaginile care s-ar putea să declanșeze cel mai mare scandal post-decembrist, în logica aceasta în care clanurile interlope, nu știu, interacționează într-un fel sau altul cu oamenii care ar trebui să combată fenomenul, adică cu oameni grei din poliție. Au apărut niște imagini în spațiul public de aproape 24 de ore, sunt neclare, fiind luate de pe o cameră de luat vederi, însă din partea Ministerului de Interne, din partea șefilor poliției, nu a existat încă nicio reacție. O să vi le arătăm și noi aici și este extrem, extrem de important. Imaginile acestea au fost primite și de președintele Iohannis. Imaginați-vă cât de mare este nivelul, de aceea spun că s-ar putea să fie cel mai greu scandal pe această temă, iar președintele extrem de calm astăzi de la Cotroceni le-a transmis celor de la interne să vină cu explicații. Vedem cum traducem declarația președintelui și să vedem ce se întâmplă de fapt acolo, pentru că e ceva ce nu s-a mai văzut, cel puțin cu probe. Și tot apropo de lucruri absolut inedite, o să vă prezint în seara asta un personaj. Gicu Jupânu îi spune, nu mi-aparține mie această poreclă, ci liberalilor. I-au dat în urmă cu un an și jumătate acestui personaj care se pricepe, înțelegem noi, doar să joace table. Personaj pus de PSD, așa, pe pile într-o funcție bănoasă și ce să vezi? Liberalii îl pun și ei acum într-o funcție și mai tare, din guvernul liberal, nu? Apropo de nepotism, o să vă mai arătăm ceva foarte, foarte important. Primăria unde există clanul celor 51 de familii, da? Înțelegeți ce e acolo, 51 de familii. Iar în privința sărmanilor acestor țări, o să vă dau în seara asta un caz absolut umilitor. Practic aceștia, în multe comunități importante ale țării, au fost lăsați fără bani înainte de alegeri, nu? Că asta e România. România pandemică, unde e și o veste bună. De la 1 septembrie s-ar putea deschide restaurantele și cinematografele. Există aici și o întrebare legitimă. De ce la 1 septembrie și nu la 1 iulie, știți, când s-a vorbit de treaba asta și noi în curba pandemică eram mult mai jos, nu ca acum. Dar avem explicații. Haideți să vi prezint pe câțiva din invitații din această seară, domnul regisor Sorin Ilieșiu. Bună seara! Bună seara, Gabriel Mutu, Partidul Social Democrat, Elena Cristian, DC News. Vom mai intra în direct și cu domnul Virgil Guran, care este fix consilierul premierului pe chestiuni de siguranță națională, dar și cu jurnalistul Alecu Racoviceanu. Dar mai întâi haideți să vă arăt imaginile, pentru că eu cred că după aceste imagini neclare, o să vedeți, sunt de pe camerele de luat vederi. Aceste imagini au fost luate în noaptea de 7-8 august, adică cu puțin timp înaintea acelei înmormântări a lui Pian din clanul Duduienilor. O întâlnire de taină cu interlopii, pentru că pe această imagine apar frații Duduianu. Apar și niște polițiști. Și cel care difuzează imaginile susține că acești polițiști, de fapt, sunt trei mari capi din poliție. Nu există nicio reacție oficială de mai bine de 24 de ore din partea poliției, Ministerului de Interne, dar o să vedeți că există o reacție a președintelui României. Și înainte să o vedem pe asta, vreau să-l întreb pe domnul Sorin Ilieșiu. E normal că nu reacționează, pentru că dacă nu reacționezi, îi poți decredibiliza pe cei trei șefi din poliție, pentru că, vă spun, astăzi a fost cea mai răstogolită imagine de pe internet, milioane de vizualizări. De ce nu reacționează? Există un dicton latin, qui tacet consentit, cine tace consimte, cine tace e de acord. În opinia mea, tăcerea e de aur, dar de această dată e o tăcere acuzatoare. Eu cred că reacția nu ar mai trebui să întârzie și ar trebui să aflăm din gura lor ce părere au dânsii despre situația aceasta. Dacă se confirmă și sunt cei trei capi din poliție, adică cum, trei capi, cei mai importanți sau printre cei mai importanți din poliție se întâlnesc cu doi frați din clanul Duduianu? Adică cum e asta? Adică cum ar suna asta?
Să ne aducem aminte că anul trecut pe vremea aceasta discutam aici la România TV și la toate posturile TV de mare audiență națională, în loc să discutăm despre alegerea viitorului președinte al României, discutam despre scandalul crimelor, răpirilor din Caracal cu Alexandra și Luiza, care nici azi nu știm care a fost exact soarta lor. Și atunci am solicitat fostului ambasador al Statelor Unite, domnul Hans Klemm, să spună clar dacă acele răpiri aveau legătură cu unitatea militară, cu baza militară de la Deveselu. O legătură nu știu dacă avea, dar într-adevăr baza asta militară cam filmează totul prin zonă. Dar haideți să vedem, caz, haide să vedem ce a spus. 3-4 ani în urmă, în toată presa a scris că au fost suspiciuni importante, cum bine spuneți. Dar haideți să vedem ce spune președintele României, Klaus Iohannis. A vorbit astăzi, doamnelor și domnilor, despre aceste imagini și nu a vorbit la modul indignat, ci la modul responsabil. Să vedem ce a spus președinte. Am cerut explicații ministrului afacerilor interne cu mult timp înainte să se publice aceste lucruri. Am primit explicațiile respective, dar nu cred că este rolul meu să explic în detaliu ce s-a întâmplat acolo. Și consider că este nevoie de explicații clare, publice, din partea șefilor din Ministerul Afacerilor Interne. Tocmai nu avem aceste explicații din partea Ministerului de Interne. Le voi solicita să vă explice public despre ce a fost vorba. Alecu Racovicianu, ești un jurnalist care de mai bine de 25 de ani te ocup de zona asta, poliție, interlopi, o cunoști foarte bine. Cum decriptezi tu declarația asta președintelui? Dacă la MEI e tăcere totală, președintele spune, domnule, ar trebui să ne explice ceva și el a văzut imaginea. Bună seara, în primul rând. Îți mulțumesc că m-ai întinerit cu vreo 5 ani. În mod normal, declarația președintelui României sună a o confirmare că ceea ce ni s-a decriptat nouă despre acele imagini neclare, cum bine le-ai descris, este real. Dacă e așa sau nu, deja pisica moartă este în curtea Palatului Cotroceni. În al doilea rând, deja de 2 săptămâni se discută despre o întâlnire între capii poliției române și membrii ai familiei Pian din clanul mult mai mare al Duduienilor, în care s-ar fi negociat, ăsta e termenul, negociat ora de plecare a cortegiului funerar de la casa lui Emi Pian către cimitir. Pentru o astfel de discuție, probabil binevenită pentru ordinea publică din zonă, nu era nevoie de niciun șef din Poliția Capitalei, ce să mai vorbim de necesitatea prezenței acolo a unui secretar de stat, comandant de armă, șeful militar al tuturor polițiștilor din România. Nu avea ce căuta acolo, este genul de prezență care, în loc să liniștească spiritele, valorizează acest clan în micile sale confruntări pentru supremație din București. Deci, dacă este reală întâlnirea și au participat acolo comandantul Poliției Române și comandantul Poliției Capitalei, este unul dintre cele mai mari scandaluri legate de incompetență, pentru că a nu înțelege puterea pe care o are, funcția pe care o deții, este o dovadă de incompetență. Dacă tu nu știi ce putere ai, ce importanță are funcția pe care o deții, înseamnă că ești incompetent. Dacă nu este adevărat, dacă n-a participat domnul Vasilescu la această întâlnire și tace de 2 săptămâni, adică nu ni se emite un comunicat clar care să oprească aceste speculații, ne aflăm iarăși în fața uneia dintre cele mai grave erori de comunicare pe care o poate face această instituție. Dar cred că domnul Ilieșiu a descris perfect, este o tăcere vinovată în jurul acestui incident
Și felul în care a vorbit Klaus Iohannis îmi trădează următorul scenariu. Ieșiți voi cu o explicație, dacă publicul vă acceptă, dacă este înghițită, ați scăpat de demitere. Dacă nu, plecați acasă. Da, pentru și asta că... mi se pare grav. Și, o secundă și termin. Și asta mi se pare grav. Pentru că președintele de la înălțimea funcției sale ar fi trebuit și el să înțeleagă ce înseamnă această acțiune stupidă de valorizare a celor din clanul Duduian. Și consecința acestei posibile întâlniri nu știm, pentru că, vedeți, sunt camere de luat vederi de pe stâlpi ăștia din zona respectivă, din București. Haideți să vedem consecința. Și avem imaginile de la mormântarea lui Pian, imagini care au indignat multă populație, pentru că populația nu înțelegea, doamne, acestea sunt imagine, nu înțelegea atunci de ce jandarmii trebuie să ordoneze o înmormântare cu clar mai mult de 50 de persoane. Iar printre indivizii de acolo erau niște oameni periculoși, a căror apartenență la clanul ăsta era mai mult decât evidentă. De aceea, pentru că îl avem în această seară și pe domnul Virgil Guran și este tocmai consilierul premierului pe chestiuni de siguranță națională, domnule Guran, după ieșirea președintelui, că înțeleg că e de fapt secretul lui Polișinel chestiunea legată de imaginile astea, puteți confirma cine a fost acolo? Adică s-a discutat în guvern? Ar putea fi cel mai mare scandal post-decembrist pe tema asta, interlop poliție. Bună seara, domnule Guran, sunteți în direct. Da. Din păcate, imaginile și aspectele acestea au avut loc de vreo 30 de ani în România. Din păcate, nu numai în România, dar în România în mod special. Ceea ce se poate face în momentul de față este exact ceea ce a cerut președintele, să se cerceteze, pentru că nici să fim justițiari, că și dumneavoastră și televiziunile care țin cu democrația în general... Stați puțin că nu înțeleg, adică dumneavoastră confirmați că acolo a fost despes cu, Berechet, nu, iertați-mă, Vasilescu, Berechet și Păștin de la sectorul 5? Nu confirm, am spus că mi-a spus că imagini de astea am mai văzut. Orice lucru, da, nu imagini de genul acesta s-au mai văzut, dar toate aceste imagini... Nu prea imagini, mai văzut șefii ai poliției lângă clanuri, nu, eu fac jurnalist de 25 de ani și sincer n-am mai văzut. Eu am văzut multe imagini, unele reale, unele care erau, nu știu, rupte din context sau truchiate. Tocmai de acesta. De aceea, pentru că suntem Partid Național Liberal și care trebuie să credem în prezumția de nevinovăție, trebuie cercetat clar. Dar cine văzut. A fost dacă acolo? Într-adevăr, dați-mi voie puțin să termin. Da. Dacă într-adevăr este real, atunci trebuie să luăm măsuri foarte clare. Dacă nu este real, trebuie lăsați oamenii să-și facă treaba. Adică deci trebuie să fim echilibrați. 24 de ore și nimeni nu i-a întrebat, repet, pe Vasilescu, Berechet și Păștin. De, ați fost unde, domnilor de acolo, unde, că din imagini știți, nu-i foarte de clar. De unde știți dumneavoastră că n-au fost întrebați? Și ei ce au zis, ministrul, da sau ba? Ministrul de interne face această cercetare și lucrul acesta trebuie să se întâmple așezat și clar, nu sub presiune, haide repede să ieșim să dea bine la populație. Nu, păi trebuie nu e văzut vorba de care este realitatea. E vorba dacă au fost sau nu au fost acolo. Acest lucru se va stabili prin această anchetă, care este absolut normală, că toată lumea vrea să se dea verdicte pe loc. Pe loc să greșește și poți să nenorocești oameni, așa cum și dumneavoastră prezentați că Portocal ar fi nenorocit niște oameni cu verdicte de-astea pe loc, da? Mm. Și atunci trebuie calm, frumos, vedem care e situația și să luăm măsuri reale. Pentru că de 30 de ani tot povestim și măsuri nu s-au luat. Noi încercăm să le luăm în cunoștință de cauză. Și consilier al ministrul, al premierului Orban, mă iertați, v-au mulțumit sau v-au nemulțumit imaginile astea cu jandarmii care asigurau coloane la o mormântare? Dumnezeu să-l ierte pe acest domn Pian, dar la o mormântare care în mod clar au fost peste, adică încălca regulile pandemice,
așa, ca să țină cordoane, să fie lumea liniștită? V-a indignat sau nu? Nu m-au mulțumit, doamna Crețulescu, să vă spun ceva. Dacă va trebui să gândim foarte bine o reformă, pentru că nu se pot lua măsuri. Știți că acolo e poliția și jandarmeria, adică de... instituții care merg la ordin. Că ele nu se cașa de nebune acolo. Am înțeles, dar din păcate această toleranță care este de vreo 30 de ani în România a generat uneori măsuri diferite. În sensul că pentru oameni care respectă legea există mai multă toleranță, pentru cei care nu respectă uneori mai puțină toleranță, pentru cei care nu respectă mai multă. Dar pare așa că cineva a prins pe altcineva cu mâța în sac, nu iese să spună, domnule, e așa, că dacă nu e așa, eu vă spun sincer, îi decredibilizați pe acești trei indivizi extrem de importanți din poliție, că dacă ei nu au fost acolo... Aceea, trebuie să spuneți, domnule, n-am fost acolo. Tocmai de aceea, noi avem o responsabilitate și nu ne putem să ne antepronunțăm, pentru că este foarte posibil oamenii acestea să fie nevinovați. Și sunt oameni importanți care au o carieră în spate și nu trebuie să facem acest lucru până nu există o certitudine. Stai puțin, că vinovăția e altceva. Primul fapt care trebuie determinat într-o anchetă, dacă au fost sau nu au fost acolo. După aceea, motivul pentru care au fost acolo sau nu au fost acolo. Dar acest lucru nu se poate întâmpla peste noapte. Păi da, adică nu puteți stabili într-un termen rezonabil dacă trei indivizi au fost în noaptea de 7 spre 8 august în zona aceea sau ba, adică e așa de complicat și până vedem motivația. Nu este atât de complicat, dar lucrurile nu se fac așa pe genunchi, pentru că asta a fost greșeala noastră a României. Toată lumea dintre politicieni. O anchetă trebuie să vizeze și motivația. Dar până la urmă, primul pas este să stabilim dacă cei trei au fost acolo și chiar ei apar pe imaginile astea. Și acest pas se realizează. Este simplu, de atâta timp politicienii și-au dat cu părerea, dar n-au luat măsuri. Nu, haideți, domnule, că trebuie să vedem unde au fost trei indivizi la ora 23:30, înțeleg că s-a întâmplat asta în noaptea respectivă, adică e simplu ca bună ziua. De ce au fost acolo e altă discuție. Domnul Guran, de ce nu-i sunați acum pe cei trei? Domnul Guran, sunați-i pe cei trei să intervină în direct în emisiune și să spună dacă au fost sau nu au fost. Acolo sau nu am fost acolo? Și după aceea explică lui Vela de ce au fost dacă au fost. Când o să fiu realizator de emisiuni sau moderator, o să-i spun. Din punctul meu de vedere, dați-mi numărul lor de telefon, că-i sun eu. I-am sunat și noi, domnule Ilieșiu, dar ei nu răspund. Și vreau să o întreb pe Elena Cristian, așa ca un jurnalist care n-a abordat neapărat zona asta infracțională în cariera ei. Elena, cum ți se pare povestea asta? Deci mie mi se pare incredibil că de 24 de ore niște oameni nu spun. Adică ori se decredibilizează, ori suntem într-adevăr în fața unor imagini cu cel mai mare scandal posibil vreodată între poliție și interlopi. Dar m-am lovit în cei mulți ani de presă, ca să nu spun cât de astfel de situații, încât pot să analizez declarația unui președinte. Din această declarație mi este foarte clar că acea întâlnire a avut loc. Altfel, președintele Iohannis a fi spus, am discutat, imaginile nu sunt reale, n-am fi spus, nu dau eu explicații în locul dânșilor. Deci este ca o confirmare a ceea ce s-a întâmplat atunci. S-a întâmplat în noaptea de 6 spre 7 august. Suntem în 27, cât suntem astăzi. Da. Presa să vorbește de 20 de zile de acea întâlnire, care sigur... Acum au apărut și imaginea, adică... În folosul nostru al tuturor, da. Haideți să ne uităm că vorbim... Eu nu-mi imaginez ce înseamnă să văd trei oameni grei, exact. Foarte grei din poliție, că se văd cu doi indivizi unul din cel mai periculoase clanuri din țara asta, adică, Doamne Dumnezeule. Care sunt bine mersi și cărora nu li s-a întâmplat mai nimic, adică n-au fost zuncinați nici într-un fel. Bun, haideți să vă mai arăt. Ce se întâmplă în alte țări, Andreea? Te rog. Ce se întâmplă dacă în astfel de situații, în secunda 2, cineva iese și dă o declarație, face o conferință de presă. Logic. Nu se ascunde într-un birou cu telefonul închis, nu mai răspund la telefoane și dau explicații doar oficiale. Există o datorie a acestor oameni, față de opinia publică, să comunice într-un fel sau altul. Pentru că, până la urmă, toți
trebuie să dea explicații, că le dau astăzi, că le dau peste un an, că le dau peste 2 ani, tot trebuie să dea explicații publice asupra ceea ce s-a întâmplat acolo, în acel loc, în acea seară. Eu sper să fie o întâlnire în folosul nostru al tuturor, deși, repet, lupta cu clanurile nu mi se, mie nu mi se pare că a început în vreun fel. Haideți să vă mai arăt ceva, pentru că esențial în toată ecuația asta e și factorul politic. Iar factorul politic din zona asta de deasupra poliției este ministrul de interne. Singura ieșire a domnului Vela, și am să vă arăt imediat cele două fotografii, dacă le putem vedea așa pe tot ecranul, a avut loc ieri, după ce a apărut povestea cu această suspiciune că 3 capi din poliție se văd cu 2 din clanul Duduienilor. Este ieri fotografia cu domnul Vela la inaugurarea unei inițiative, zic eu, lăudabile, Poliția Animalelor. Cred că mai este și a doua fotografie, că o să vedeți. Așa, vedeți că este și un angajat acolo, dar nu știu, aici domnul Vela este cu un maidanez în brațe, în fine. Aș vrea să înțeleg imagologic ce vrea să transmită domnul Vela prin fotografia asta. Sarmiza Andronic, în direct cu noi, e specialist în comunicare. Bun găsit, Sarmiza. Ce, sau imaginea asta, adică e o chestie de forță la domnul Vela? Adică zice, domnule, vreau să sar pe clanurile astea sau... Momentul, în primul rând, este foarte prost ales, pentru că, iată, până acum am discutat despre aceste clanuri care... sunt extrem de amenințătoare la tot ce înseamnă siguranță și l-ați avut și pe domnul Guran, care nu ne-a dat niciun răspuns. Și iată, peste toate astea, când toată lumea așteaptă răspunsuri de la ministrul Vela, apare o astfel de imagine. Nu știu cine l-a sfătuit pe domnul ministru să publice o astfel de imagine. Nu știu cine e, a făcut. E de pe site-ul fotografie. Ministerului de Interne, adică am luat o sursă oficială. Da. Și mai grav. Dar pornind de la moment că spuneam că este total nepotrivit, mă uit la faptul că este o imagine care, nu știu, o fotografie făcută în biroul domniei sale, pămiesc. Ori cred că ăsta este momentul în care ar fi trebuit domnul Vela să apară cu geaca neagră, celebra geacă neagră, pentru că nu este deloc credibil ceea ce a vrut domnia sa să transmită. Și spun asta că, pentru că probabil domnia sa și-a dorit să pară sensibil, să pară uman, să pară iubitor de animale. Foarte bine, nici nu cred că nu este un iubitor de animale atâta timp. Dar acum el un pic trebuie să lupte cu clanurile astea și a apărut cu un maidanez simpatic în brațe și că maidanezul are și papion, nu știu dacă vedeți dumneavoastră asta. Adică așa, eu mă așteptam să apară cu un pitbull, cu un malinois, cu un câine de ăsta care rupe tot. Păi da, așa ar fi fost mai bine din punct de vedere imagologic, așa cum spuneți dumneavoastră, dar în această fotografie lucrurile nu par deloc așa. Și vreau să vă spun că, în general, politicienii, pentru că spuneați că domnul Vela este politician, dar politicienii apelează la tot felul de mici secrete, mici trucuri, așa, ca să pară sensibil și să ne creeze nouă emoție. Din păcate, această fotografie nu creează emoție, repet, este total necredibilă. Avem un ministru care stă cocoșat și ține în brațe un maidanez în propriul birou cu o persoană lângă domnia sa care arată, nu știu, a fi un luptător în adevăratul sens al cuvântului, cu dita mai cățelul lângă el. Ori pe lângă această persoană, domnul Vela pare mic și neînsemnat. Deci este total... Da, să sperăm și noi că nu e mic și însemnat. Îi mulțumesc, Sarmize Andronic, și tot așa, în speranța că totuși cei 3 capi ai poliției plus domnul Vela vor veni cu niște explicații, pentru că dacă nu vin, își decredibilizează proprii oameni, iar în momentul în care vor confirma, e important să ne explice, dacă sunt ei acolo, de ce s-au dus acolo. Și vi le arăt acum pe doamnelor și domnilor pe Neagică Jupânu. Și prima dată, ca să ne împrietenim cu acest personaj despre care sunt convinsă că nu știți multe, o să vă dau un pasaj al unei moțiuni simple semnată de liberali în urmă cu un an și jumătate, ca să aflați cine e Gică Jupânu ăsta. Haideți să vedem pasajul din moțiune mai întâi, după care numirea lui domnul Gică. Neagicu Jupânu Iorga, șeful clubului de table din Giurgiu și mâna dreaptă a domnului deputat Alde Toma Petcu, va încasa 10.000 de euro în fiecare lună pentru 2 ore lucrate la electrică. Și dacă cineva va îndrăzni să-l dea afară, compania îi va plăti sute de mii de euro de spăgubiri. Este strigător la cer. Chiar nu vă e rușine? Da, așa spuneau liberalii, le spuneau PSD-și. Doamne, ce faceți cu jucătorul ăsta de table? Îl puneți într-o funcție? Ia să vedem acum monitorul oficial.
că a apărut o numire în guvern, dacă putem să o vedem pe ecran, ca să ne credeți. Noi aici la România TV lucrăm doar cu documente oficiale. Vedeți, este o decizie a primului ministru prin care acest domn Gicu Jupânu este numit într-o funcție extrem de importantă de secretar general adjunct al Ministerului Economiei din data de 12 septembrie. Ca să înțelegi cine-i personajul, am apelat la specialistul nostru de la economica.net, Mihai Micuț, te ascultăm, ești în direct. Cine este Bună seara. Da, este o numire interesantă care arată de fapt un joc politic. Domnul Gicu Iorga, care a apărut pe firmamentul energeticii românești așa din poziția de șef al Vămii Giurgiu, atenție, în 2017 a apărut din postura de apropiat al fostului ministru al energiei ALDE de atunci, domnul Toma Petcu. Lucrurile s-au schimbat, guvernul s-a schimbat, însă ALDE a continuat să dețină poziții importante în sectorul energetic, mai ales în companii de stat, să dețină un anumit tip de control și un anumit tip de influență. Iar domnul Gicu Iorga, atenție, dânsul a mai fost secretar general la Ministerul Economiei, a fost demis în 2019, însă din 2017 este în Consiliul de Administrație al Electrica, poziție pe care nu a părăsit-o nici acum, în condițiile în care, repet, guvernul s-a schimbat, iar aceste poziții sunt poziții politice, deci oamenii pot fi schimbați de acolo. Cred că este o încercare a liberalilor de a-și conserva un anumit sprijin, cel puțin al unei părți din ALDE, și de a-i lăsa la cumva parțial la anumite butoane. Poziția domnului Petcu, acum, eu nu știu dacă se va ocupa tot de energie în acest minister mamut, care a fost comasat de liberal. Știți că s-a comasat economie cu energie, cu turism, cu mediul de afaceri. Până la, ca așa n-a zis liberalii, vrem o România educată, cu profesioniști, adică l-au luat pe jucătorul ăsta de table pe care îl criticau și l-au pus la ei și l-au luat de bundă mega specialist. Și de aceea aș vrea... Da, te rog... Da, e un dublu standard discutabil în politica liberalilor, adică ăla pe care îl înjurau acum 2 ani de zile, acum se dovedește bun. Acum eu ce pun? Nu pot să sper decât că domnul Gicu Iorga a învățat din postura destul despre energie, din postura de membru în CEA al Electrica. Nu este o poziție chiar confortabilă, primește destul de mulți bani acolo. Au încercat mai uite, de mult. Unii se descurcă, de-aia noi ne imaginăm... oamenii de rând, că de-aia schimbăm guverne, ca să nu mai repete greșelile alea. Domnul Mutu, aveți vreun comentariu aici? Adică ce era rău la dumneavoastră? Că bine, că nu înțeleg nici PSD-ul de ce l-a băgat pe domnul ăsta, că n-avea nicio competență. Dar acum l-au luat liberalii de bun. Doamna Crețulescu, este clar, PNL-ul continuă această abordare aberantă pe care o au și aduc primari PSD, aduc foști membri ai guvernului PSD. Eu înțeleg că acest domn Gicu Jupânu sau Gicu Iorga, înțeleg că îl cheamă, a ajuns pe acele poziții prin susținerea ALDE, pe vremea când erau în alianță cu PSD la guvernare. Însă este extrem de deranjant, exact cum a spus și dumneavoastră, să blamezi, să arunci cuvinte grele atunci când te afli în opoziție și ce să vezi? Când ajungi la guvernare, încep să strângi, hai să zicem așa, firimiturile alea care nu-ți plac ție și le pui pe farfurie, ba mai mult de atât, le și bagi în gură, adică încep să mănânci din ele. Da. Care mai diferența? Adică mi se pare că v-au luat ce era mai bun din PSD-ul ăla cu ghilimelele de rigoare. Adică pe ăștia cu jucătorii de tablă i-au luat primii. Să rămână la ei. Să rămână la ei. 10 secunde de publicitate și după nu pot să nu vă arăt aici la România TV, doamnelor și domnilor, primăria unde avem clanul celor 51 de familii. Ne-am izolat pentru a limita răspândirea virusului. Acum e rândul nostru să punem virusul în izolare. Spală-te des pe mâini și nu îți atinge fața cu mâinile neigienizate. Evită îmbrățișările și strângerile de mână. Folosește plata cu cardul. Evită contactul cu suprafețele comune. Dacă le atingi, nu uita să te dezinfectezi. Și procedează la fel cu ecranul telefonului. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Cum
vă spuneam, doamnelor și domnilor, o situație absolut incredibilă. Ar putea să intre în cartea recordurilor. E în România și o primărie mare. Practic aici avem 51 de familii. Cea mai mare rețea, cel puțin descoperită de noi, de nepotinți, ar putea să fie unele și mai mari. Cel mai mare clan într-o primărie unde sunt 51 de familii, legături, nepoate, nepoți și așa mai departe. Aurina Petre a investigat acest subiect și ne spune despre ce primărie este vorba și cum au ajuns familiile astea să deține controlul acolo. Bun găsit, Aurina! Primăria din Iași este sufocată de rubedenii. În acest moment în instituție sunt angajate 51 de familii. Presa locală relatează despre faptul că odată cu ascensiunea sa, primarul Mihai Chirica și-a angajat în primărie diferite verișoare cu mătre care ulterior, la rândul lor, și-au angajat soții sau chiar fiii. Astfel, în acest moment, se vorbește despre cea mai mare rețea de nepotism în primăria Iași. La oaltă lucrează părinți cu copii, cu cumătri, soți între ei, verișoare sau frați. Astfel, toate aceste rubedenii sufocă primăria Iași și totodată aceste persoane ocupă funcții cheie. Astăzi noi l-am contactat pe domnul primar, poate să ne explice, poate așa s-a eficientizat munca acolo în primăria Iași, dar domnul primar al Iașului nu a dorit să comenteze acest aspect, poate îl comentează domnul Ilieșiu. Iar s-a întrerupt. Da, vom reveni la domnul Ilieșiu. Mergem la Elena Cristian. Tu comentezi, Elena, că domnul primar n-a vrut. Bun, acum înțeleg de ce domnul primar a declarat public că își dorește ca analfabetismul să nu părăsească niciodată localitatea din care face parte sau localitatea pe care o conduce. Bine, lăsând gluma la o parte, eu sunt convinsă că astfel de cazuri, nu știu dacă de aceste proporții sunt în multe dintre primăriile, ci asta în multe dintre instituțiile. Cea mai mare descoperită de noi, dar s-ar putea să avem surpriza să fie unii și mai mulți. A unui fost șef al ASF, care ne spunea public că 3 din 5 angajați ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, sunt rude, fac parte din clientela politică și sunt rude de tot soiul. De altfel, era o statistică publică că în aparatul de stat, 2 din 5 angajați fac parte fie din clientela politică, fie au diverse grade de rudenie cu cei care conduc instituțiile. Deci este clar că când ne întrebăm noi aici la televizor sau în presă, ne întrebăm de ce nu merge aparatul de stat, de ce nu scăpăm odată de toată această incompetență, păi și asta poate fi o explicație. Sigur că ar trebui să analizăm cât de bine merge primăria domnului Chirica. Bănuiesc că dacă era o rețetă de succese și astăzi toate televizoarele să spună că așa a reușit să facă și să deblocheze și să scape localitatea de sărăcie. Dar este clar că n-a avut ce să spună din moment ce s-a ascuns și nici măcar nu a încercat să-ți dea o declarație scurtă. Până nu, că așa a văzut dânsul administrația. Bun, domnul Ilieșiu, am refăcut legătura. Până la urmă, partea proastă e că mai ales că suntem în pandemie, în criză, avem cea mai mare cădere economică, ne-am împrumutat, am arătat ieri cel mai mare împrumut, 4 miliarde. Și oamenii ăștia ne costă enorm, că imaginați-vă când ne costă. Un comentariu pe această... 1000 de euro pe secundă ne împrumutăm, Andreea, dacă 1000 de euro, superb, da, mai liniștit da. În seara asta. Asta am și vrut. Vă rog, domnule Ilieșiu. Eu mi-aduc aminte, toată discuția din seara aceasta cu dumneavoastră, mi-aduce aminte de situația în care se afla România cu vreo 7-8 ani în urmă, când președintele României, Traian Băsescu, avea relații la cel mai înalt nivel cu lumea interlopă, mă refer la Bercea Mondialu, și fratele președintelui Traian Băsescu, Mircea Băsescu, avea relații chiar foarte, foarte strânse, da, era naș. Mă rog, a fost un moment, dar fratele Băsescu, uitați, că a ispășit pedeapsa, dar nu știu, în povestea asta care am început în seara asta, nu știu dacă avem vreun răspuns. Dar dar să nu uităm că Băsescu era numit atunci il capo di tutti i capi. Acum cred că a devenit un alt il capo di tutti i capi. Așa cel puțin arată
să spunem, schemat în România în momentul de față, dar știți care e principalul efect? Că cei mai sărmani oameni din țara asta rămân fără bani. Și o să îi avem în direct acum pe doamna Dorina Neidnaru, sper că am pronunțat corect, mi-a scris pe Facebook doamna Dorina, este din Galați și dânsa primește o indemnizație pentru persoanele cu handicap. 300 și ceva de lei, adică nu vă imaginați că e o avere. Dar acolo, la Galați, banii ăștia nu s-au dat. Și o să intrăm în direct și cu primarul Galațiului, domnul Ionuț Pucheanu, care o să vă explice de ce n-are banii ăștia. Dar vreau să întreb pe doamna Dorina, cum e o lună din viața domniei sale când... când primește banii ăștia, ca să vă imaginați cum e o lună când nu-i primește. Vă ascult, doamna Dorina. Da, bună seara. Doamnă, o lună, până acum, câteva luni, a fost mai bunișoară. Acum, adică cu pandemia asta și nebunia asta, trebuie să împart pensia mea de 33 de ani jumate, de 12 milioane vechi, trebuie să împart cu... o mama mea și cu o soră de-a mea care a rămas fără salariu. Trebuie să împart restul pentru banii casei, iar pensia lui soțul meu, care a lucrat 20 de ani în combinat, de 23 de milioane vechi, trebuie să împart banii pentru rețetă cu compensații și fără compensații, cu Pampers foarte mulți, pentru că este bolnav la pat din 2008. Într-adevăr, primesc pensii de handicap pentru el și indemnizație. Indemnizația eu foloseam așa pentru Pampers și lui, că mă costă în jur de 6-7 milioane pe lună, numai Pampers și. Mă costă medicamente foarte mult. Cade pe jos și l-am doctorit eu acasă, că mi-e frică să-l mai duc în spital, că m-a sătrat de spitalii murdari și cu toate aparatele după mine, cu aparat de aer condiționat, cu mâncăruț, cu goliță, cu aparat de făcut mâncare, cu mixer, cu toate astea. Și doamna Dorina, sau cât timp au întârziat banii acum? În fiecare lună eu știam că intră banii ăștia, odată cu pensia de pe card, în jur de ora, de data de 12 ale lunii. Acum suntem aproape de final, da, deci aproape... Da, deci 10... două săptămâni, că am făcut și eu un pic de socoteală aproape. Bun, domn primar, haideți să vedem, pentru că am înțeles, domn primar, că există o explicație. O ascultăm și noi cu toții. Domnul primar Pucheanu, primarul Galațiului, asta este o plată pe care o face primăria aici. Primăria este ordonator terțiar de credite. Vă ascultăm, domnul primar. Rămâna. Într-adevăr, nu e prima oară. Dacă în trecut reușeam să mai acoperim din bugetul primăriei bolul lăsat de lipsa banilor din partea guvernului. De data aceasta, să știți că și primăria e lovită de aceeași problemă a coronavirusului și a încasării. Adică ziceți că banii ăștia trebuie să vă vină lunar de la guvern, nu? Da, da, da. Din păcate, și înainte de a vă explica exact cine și de unde vin, trag o semnal de alarmă, pe de-o parte către dumneavoastră jurnaliștii, pe de altă parte direct către guvern, și anume că la această rectificare care a fost făcută săptămâna trecută n-au fost prinși bani decât fix pentru două luni pentru aceste persoane. Adică pentru cei mai sărmani români în țara asta, adică acolo exact, facem noi economia. Doar pentru luna august și luna septembrie. Eu sper din suflet că în luna septembrie, la momentul în care vorbim, nu fim în acea situație mai puțin plăcută de a da explicații în fața celor mai năpăstuiți oameni. Și guvernul să se îngrijească de pe acum pentru a pune banii necesari pentru următoarele trei și luni. Și în speța asta, pe luna asta, către doamna Dorina, când ajung banii, în opinia noastră? Ne-au intrat nouă banii joi. Mâine avem rectificare bugetară în cadrul Consiliului Local. Aproape 95-99%, că orice se poate întâmpla ca să iau o marjă de eroare, vineri, toți asistenții personal vor avea banii în conturi. Vă imaginați, pentru că v-a povestit și l-a povestit și pentru guvern, doamna Dorina, ce înseamnă o viață într-o astfel de familie cu o persoană cu handicap în țară. Eu ieri am avut o întâlnire cu câțiva reprezentanți ai dumnealor, le-am povestit, le-am prezentat situația, i-am rugat ca alături de primărie să strângă o serie de semnături pentru a face o petiție împreună cu primăria ca guvernul
să nu mai întârzie cu aceste plăți, pentru că noi am devenit plătitor terțiar, să spunem. Că, am înțeles. Bun, mulțumesc, domnule primar. Sper să mai rezistați, doamna Dorina, până vineri și să înțeleagă până la urmă cei că statul, în primul rând, trebuie să se ocupe de cei neajutorați, de copii, de persoanele cu handicap care nu se pot ajuta singuri. Adică asta nu e ultima prioritate, trebuie să fie printre primele priorități. Bun, haideți să vă dau și o veste bună, doamnelor și domnilor, pentru că astăzi, după o nouă întâlnire între guvern și reprezentanții Horeca, se pare că până la urmă, pe 1 septembrie, se deschid și restaurantele și cinematografele. Mirabela Dumitrahe, colega mea, știe toate detaliile. Te ascultăm, Mirabela. Bună seara! Redeschiderea restaurantelor de la 1 septembrie este decizia pe care au discutat-o și cel mai probabil va fi luată și pusă în practică de la 1 septembrie. O întâlnire care a avut loc între reprezentanții Horeca și reprezentanții guvernului. Printre cei care au participat la această întâlnire, premierul Ludovic Orban, ministrul Sănătății, dar și Raed Arafat, ar urma să fie redeschise restaurantele de la 1 septembrie, însă cu anumite condiții. Se pare că discuțiile au vizat reguli precum o masă liberă, o masă ocupată, adică o distanțare între mese, un număr maximum de 4 sau 6 persoane la o masă, purtarea măștii permanent în interiorul restaurantului atunci când clientul nu este așezat la masă și funcționarea fără aerul condiționat pornit. Ar fi criteriile pe care le-au discutat cei din Horeca cu guvernanții la întâlnirea pe care au avut-o la Palatul Victoria, însă decizia ar trebui să fie adoptată în această seară în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență și dacă această decizie va fi luată, ar trebui ca mai apoi, pentru a deveni o decizie oficială și pusă în practică, să fie adoptată și în cadrul ședinței de guvern. Atenție, însă, se vorbește despre această redeschidere a restaurantelor. Sunt de acord, au fost de acord cei mai mulți în cadrul acestei întâlniri. Singurul care se pare că în continuare se opune vehement este Raed Arafat și asta în condițiile în care suntem într-o perioadă când numărul celor infectați cu SARS-CoV-2 zilnic trece de 1000 de persoane și în condițiile în care luna trecută, când cei din Horeca au ieșit și au cerut categoric în primă fază redeschiderea restaurantelor, guvernanții s-au opus, deși la acel moment numărul celor infectați era unul mult mai mic decât în prezent. Vedem în această seară ce se decide, dacă va fi luată această decizie în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență, ca mai apoi să meargă în ședința de guvern. Dragoș Anastasiu, unul dintre reprezentanții patronatelor Horeca, acum în direct cu noi. Domnul Anastasiu, eu cred că cea mai pertinentă întrebare, adică de ce nu l-au deschis la 1 iulie atunci când aveam puține infectări și vor să le deschidă acum, la 1 septembrie, când avem o medie de 1200-1300 de infectați declarați zilnic? Bună seara! Așa era prevăzut, să fie deschise la 1 iulie. Chiar făcusem împreună normele și totul era pregătit, dar au început să urce cazurile de infectare și, din punct de vedere medical și politic, decizia a fost să se mai amâne redeschiderea restaurantelor. Acum suntem înainte de toamnă, suntem în fața unei industrii cu 400.000 de oameni care oricum a fost grav afectată și discuția de astăzi, apropo, aș vrea să contrazic puțin domnul Arafat, nu este atât de vehement împotrivă, ci e doar precaut, dacă vreți vă dau și detalii, dar discuția a fost de a îmbina problemele medicale cu problemele economice. Aici trebuie găsit o soluție. Nu se mai poate amâna deschiderea. Da, data asta, dați un verdict, se deschid sau nu se deschid? Scuzați-mă, n-am înțeles. Dacă dați un verdict după întâlnirea de astăzi, se deschid sau nu? 100%, pentru că 100%. Nu se mai poate altfel. Dar e o mare greșeală. Bun. Important ce ne-a spus în această seară. Din păcate nu prea mai avem timp și vreau și o concluzie din partea domnului Mutu, practic la aceeași întrebare. De ce nu l-au deschis atunci? Că oamenii ăștia mai făceau 2 luni de business-uri. Mulți au falimentat în astea 2 luni, când era mai bine. Eu văd astăzi că guvernul practic confirmă proasta decizie pe care au luat-o acum câteva luni. Pentru că în logica pe care a expus-o domnul președinte al patronatelor din Horeca, păi dacă aveam o creștere a cazurilor și astăzi avem deja o
un apogeu al acestor cazuri la 1300-1400 de persoane pe zi, înseamnă că ar fi putut fi deschise încă de atunci cu măsurile de precauție pe care le puteam lua. Și vreau să vă mai spun un lucru. Să știți că această temă legată de deschiderea restaurantelor fără sistemele de climatizare, fără aerisire sau, mă rog, sistemele de aport de aer proaspăt, va genera o problemă extrem de mare, pentru că foarte multe restaurante nu vor putea funcționa în aceste condiții. Da, normal că bucătăria lor o să impută pe toți în toate imobilele. Este o situație fără așa e, pentru că cunosc pe cineva din industria asta și o principală condiție a DSP-ului este să ai climatizarea aia, pentru că altfel îi impus pe toți, firesc. Dar eu aș întreba reprezentanții responsabili de ce alte 10 țări, secunde. Ce alte țări au putut să vină cu o soluție concretă, corectă, aplicabilă și în România, 3 luni de zile, încă se caută o soluție. Mulțumesc invitațiilor din această seară, într-adevăr o întrebare pertinentă și până la urmă... Cine au omorât business-ul în astea două luni? Poate ne răspunde și Victor Ciutacu, care în această seară va pregăti niște subiecte foarte, foarte interesante.